Vă salut pe toți cu stimă, cu respect și cu iubire. Sunt dr. Petre Mureșan și vreau să vă spun câteva gânduri sintetizate sub titlul Transformarea noastră în Dumnezeu. Poate unii dintre dumneavoastră vă întrebați de ce eu, medic fiind, vă vorbesc despre credință, despre rugăciune, despre Dumnezeu. Fac acest lucru pentru că alături de medicină pe care am practicat-o, o practic și o să practic toată viața, am studiat și studiez și teologia. Și am constatat că există o legătură în toți anii mei de muncă, am constatat că există o legătură extrem de puternică între vindecarea trupului și vindecarea sufletului. Medicina a făcut și face progrese extraordinare. Deci vă recomand medicina, vă recomand să apelați la medicină ori de câte ori aveți o problemă de sănătate. Pentru a obține rezultate bune și foarte bune, este necesar să mergeți la medic cât mai repede și să nu lăsați ca boala să avanseze. Dar așa cum vă spun și vă spuneam, am constatat că există o legătură extrem de puternică între vindecarea trupului și vindecarea sufletului. Încă din antichitate, cu peste 400 de ani înainte de Hristos, filozoful grec Socrate a ajuns la această concluzie și el spunea, pentru a vindeca trupul trebuie mai întâi să vindeci sufletul. Dar argumentul suprem al acestei sau în această problemă este ceea ce a spus și a făcut Iisus Hristos. Iisus Hristos ori de câte ori făcea o vindecare, mai întâi vindeca sufletul. Chiar dacă noi, am mai spus lucrul acesta și cu altă ocazie, chiar dacă noi nu înțelegem întru totul și toate mecanismele care explică legătura dintre vindecarea trupului și vindecarea sufletului, ar trebui să-L credem pe cuvânt pe Iisus Hristos și să facem și noi ca El, să punem un accent deosebit și pe vindecarea sufletului. Dacă facem o analiză a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, o să constatăm în ceea ce privește relația omului cu Dumnezeu, o să constatăm că oamenii se împart în mai multe categorii. O primă categorie este cea a ateilor, cei care se declară fără Dumnezeu. Aș vrea să menționez aici că dacă ei se declară fără Dumnezeu, Dumnezeu nu se declară fără de ei. Adică Dumnezeu nu renunță la ei și până în ultima clipă a vieții lor încearcă să li se descopere și să-i apropie, să-i cucerească, să-i atragă spre sine. Face acest lucru fără să-i atingă, adică respectându-le întru totul libertatea lor. O altă categorie de oameni este cea a indiferenților. Cei care își trăiesc viața obișnuită cu preocupările lor, cu tot ceea ce îi pasionează, dar nu îi interesează relația cu Dumnezeu. Aceștia se pot asemăna cu cei de pe vremea lui Noe, despre care Sfânta Scriptură la fel spune că trăiau, își vedeau de viața lor, mâncau, beau, se căsătoreau, își trăiau viața lor de zi cu zi, și nu erau capabili să înțeleagă semnele vremurilor, nu vedeau, nu erau capabili să vadă cum alături de ei se construiește o corabie și n-au înțeles nimic până când, așa cum spune Scriptura, a venit potopul și a luat pe toți. O altă categorie de oameni este acelor care vor să cunoască cât mai multe despre Dumnezeu, dar o fac mai mult pentru a-și completa cultura lor generală. Când este vorba de schimbare, stai așa până aici. Ei nu vor și nu sunt dispuși să schimbe nimic. Le place cu obiceiurile lor, cu preocupările lor, cu păcatele lor, de ce să nu o spunem, și nu sunt dispuși și nu sunt dornici să schimbe nimic. Și o altă categorie de oameni este a acelora care vor să cunoască pe Dumnezeu și vor să meargă mai departe și vor să și
schimbe ceva în viața lor pentru a se apropia tot mai mult de Dumnezeu. Și acum se ridică o mare întrebare. De ce aș vrea eu să schimb ceva în viața mea? De ce? Poate că îmi place așa, poate că îmi convine așa. A schimba ceva în viața mea mă costă, trebuie să renunț la anumite lucruri. Am auzit mai multă lume spunând, nu mă duc eu la biserică, nu vreau să am de-a face cu aceste lucruri, pentru că ăștia îmi cer să mă schimb. Ori eu nu vreau, mie nu-mi convine, nu sunt dispus și așa mai departe. Vreau să vă dau câteva argumente ca să înțelegem de ce aș vrea eu, respectiv dumneavoastră, ca să ne schimbăm. Gândirea noastră ne influențează viața noastră. Așa cum gândim, așa ajungem să acționăm. De multe ori și mulți oameni ajung să fie puși în situația, ajung să urască. Ori ura este un adevărat cancer al ființei umane. Ura, anumite conflicte sufletești nerezolvate produc anumite modificări în ființa noastră, mai întâi la nivel energetic, la nivel psihic, la nivel sufletesc, care apoi se transpun în modificări la nivel organic, la nivelul trupului nostru și ne putem trezi cu un cancer. Și acum o mare întrebare, merită să mă schimb? Merită să fac efortul de a mă deplasa de la ură spre iubire? Da, categoric, da. De asemenea, gândurile noastre, gândirea noastră și faptele noastre ne definesc și ne influențează sistemul imunitar. Cum acest lucru? Gândurile noastre și apoi faptele care izvorăsc din aceste gânduri au un anumit sistem vibrațional. Vibrează pe anumite lungimi de undă. Și ce importanță are acest lucru? Are importanță pentru că în urma studiilor și măsurătorilor care s-au făcut, gânduri și sentimente ca cele de ură, dezaprobare, invidie, condamnare, lipsă de iertare au o vibrație, au un sistem vibrațional pe o frecvență joasă. Deci ne coboară sistemul imunitar. Problema este că și agenții patogeni, cum sunt bacteriile și virusii, vibrează pe o anumită lungime de undă. Și dacă prin gândurile, prin gândirea noastră și prin faptele noastre noi coborâm sub nivelul de vibrație al agenților patogeni, devenim vulnerabili, devenim atacabili și ne îmbolnăvim. Am un motiv să mă schimb? Da, categoric da. Depresia. Depresia este numită boala secolului nostru, boala vremurilor noastre. Depresia este o paralizie a voinței. În depresie nu mai vreau să fac nimic sau aproape nimic. Nu mai găsesc bucurie în lucruri care înainte mă bucurau. Mă cuprinde o mare tristețe, nu mai văd un sens al vieții. Dar în depresie, prin această lipsă de activitate, depresia de fapt înseamnă o paralizie a neuronilor. O paralizie a neuronilor care mă duce spre demență. Am motiv să mă schimb? Categoric da. Și cum mă pot schimba? Sunt situații în care depresia trebuie tratată medicamentos, dar în toate situațiile, cel care dă rost și sens vieții este Dumnezeu, este Iisus Hristos. De aceea Iisus Hristos îi întreabă pe bolnavi, de multe ori bolnavi care sufereau de boli trupești, de boli ale corpului. Vrei să te vindeci? De ce? Pentru că o boală a trupului poate să aducă cu ea și o depresie, deci această paralizie a voinței. Iisus Hristos este cel care
reface, cel care dă putere, dă vitalitate voinței noastre. De aceea îi întreabă mereu pe bolnavi: vrei să te faci sănătos? Iată un alt motiv extrem de puternic pentru care merită să vreau să mă schimb, pentru că îmi fac bine în primul rând mie. Ce-ați spune dacă v-aș arăta, aș încerca să vă arăt că prin schimbarea noastră, prin transformarea noastră în Dumnezeu, deci prin deplasarea noastră dinspre rău spre bine, dinspre ură spre iubire, ne prelungim și viața. Cum acest lucru? În 2009 s-a acordat premiul Nobel pentru medicină pentru studiul telomerilor. Doamna doctor Elizabeth Blackburn în 2009 a primit acest premiu Nobel pentru studiul telomerilor. Telomerii sunt terminațiile cromozomilor, cei care apără cromozomii și lucrează pentru regenerarea acestor cromozomi. S-a constatat că cu cât acești telomeri sunt mai lungi, cu atât viața este mai lungă, deci ni se prelungește. Dar nu numai atât, cercetările au continuat și s-a ajuns la concluzia că stări, suflete, sentimente precum iubirea, iertarea, dăruirea de sine, jertfa, stimulează telomeraza, enzima care produce acești telomeri și alungește telomerii, deci ne prelungește viața. Am un motiv să mă schimb? Categoric, da. Un alt motiv extrem de important pentru care trebuie și merită să mă schimb este să o fac de dragul lui Dumnezeu. De dragul lui Dumnezeu? Păi imediat vine cel care încă de la început, șarpele, diavolul, demonul, tatăl minciunii, i-a șoptit lui Adam și Evei următorul lucru. A zis Dumnezeu să nu faceți cu tare lucru, că veți păți nu știu ce, nu e adevărat. Dumnezeu vrea să vă ia ceva, Dumnezeu vă concurează, Dumnezeu nu vrea să vă lase să vă dezvoltați, Dumnezeu nu vrea să vă lase să ajungeți ca și El. Dar realitatea este cu totul alta și este sintetizată în cuvintele care cuprind întreaga Evanghelie și anume, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe unicul său fiul a dat ca tot cel care crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci acest gest imens, enorm, infinit, pe care Dumnezeu l-a făcut față de noi, ne cere, ne obligă să ne schimbăm, să ne transformăm, ne cucerește pentru a ne transforma de dragul lui. Noblesse oblige. Dar nu noi ne transformăm, să ne lăsăm transformați de către Dumnezeu care s-a jertfit pentru noi. Dacă toate aceste argumente pe care le-am adus până aici te ajută să iei decizia de a te lăsa transformat de Dumnezeu, pentru că, așa cum am zis, în primul rând ne facem bine nouă, te rog, scrie un mesaj mai jos, mesaj care poate fi o încurajare și pentru cei care au nevoie de aceasta pentru a lua decizia cea bună. Vă mulțumesc din inimă!